Aici ai 10 miliarde făcea 4 km de asfalt. E dezastru, clar, e dezastru. Nu, 4 e... km făcea. Normal, promisiunea a fost că se asfaltează, se felează toate străzile. Exact, exact. Cum vi se pare drumul ăsta? Rău, rău. Aici, cum plouă, deja se fac gropi. Poate că vă întrebați de ce am venit iar pe drumuri și v-am rugat și pe dumneavoastră să mă însoțiți. Am venit pentru a-i arăta domnului primar, precum vedeți și dumneavoastră, cum a făcut pietruirea. Noi, consilieri, am aprobat bani în ședințele de Consiliu Local pentru a se face pietruirea pe bune, cu simț de răspundere. Nu bătaia asta de joc. Uitați și dumneavoastră hal de drum. Dacă se făcea o pietruire normală, un lucru sănătos, nu aveam asemenea drum. Primă, domnul consilier. Bună, bună. Ce faceți? Ce să fac? Mă duc în vizită până la... Și nu spuneți prieteni de familie. Cum vi se pare drumul? Ce dezastru, e dezastru. Foarte mulți, foarte mulți cetățeni de aici din zonă se plâng de pieturirea care, uite, din păcate nu este. Nu știu, domn primar, cum își face treaba, că nu sunt străzile pietruite măcar. Ce să mai vorbim de asfalt? Domnule primar, unde sunt banii? Numai de promisiuni și de minciuni vă țineți, domn primar. Uitați cum arată strada aici. Uitați, totul e un dezastru. Cetățenii ăștia lâng de mila mașinilor aici. Toată ziua servisuri și telescoape schimbate și bucșe. Nu mi se pare normal, domn primar. Dumneavoastră vă plimbați cu mașina primăriei. Nu aveți nicio treabă dacă vi se strică.